este alături de noi. A mai fost pe la noi să ne spună că se schimbă lucruri în ce privește legea legată de animalele abuzate, părăsite, etc. Bună dimineața, Cosmina! Neața! Cu cine ai venit? El este Dani. Când a fost botezat? A fost botezat, să zicem așa, când ne pregăteam să venim la emisiune. Am înțeles. Și ce e cu Dani? Care e povestea lui? Dani este exemplul cățelului din România. Abandonat pe stradă și salvat de către voluntari. Acum este la noi în adăpost și este pregătit pentru adopție. Ce vârstă crezi că are? Are până în 3 luni, 2 luni jumate, aproape 3 luni. Am înțeles. Din ce zonă provine? Din zona noastră, din București. București, am înțeles. Nu are o rasă definibilă, dar cu siguranță se va dezvolta într-un cățel foarte frumos și jucăuș. Este un câine fericit, îl văd. Este, da, este un câine fericit. E un câine hrănit, e un câine iubit, voluntarii se joacă cu el. Și e destul de cu minte, a stat pe canapea în ultimele minute fără să facă niciun fel de tărăboi. Și atenție, nu latră. Adică e un cățel cât de cât docil. Acum e un pui, sigur are chef să se joace. Trebuie să vă spun un lucru. Cosmina a venit și cu un cățel pe care nu putem să-l arătăm la televizor din mai multe motive. Un cățel care pare așa că nu mai are un sfert din cap și cu toate astea era afară, dădea din coadă, avea o viață normală. Ce e cu el? El este un caz de animal abuzat. Un animal care a rămas fără un sfert din cap. A fost chiar o uimire și pentru medicii veterinari. N-au știut dacă va trăi sau nu va trăi și cu toate astea a trăit. Și a pierdut un ochișor, dar trăiește. Și va fi un câine, mă rog, normal, mai puțin aspectului fizic. Dar el poate fi și el adoptat. Poate fi adoptat, dar mai greu în România, așa cum spuneam. Este foarte greu, nu știu de ce românii se feresc puțin să adopte animale cu handicap, să zicem, adică cu... La fel și la oameni și la animale. Spune-mi, te rog, ce se întâmplă cu legile. Noi doar așa, prin intermediul asociațiilor, mai aflăm dacă s-a mai schimbat ceva. Sigur că am vrea ca oamenii care abuzează un animal, bat un cal pe marginea drumului, vedem atâtea imagini absolut oribile. Noi, circulând foarte mult cu cursele, vedem, din păcate, cai foarte... tratați foarte, foarte nasol. Am vrea să-i vedem pe oamenii pedepsiți și încă nu se întâmplă treaba asta. Ce se întâmplă? Păi e o poveste lungă, pentru că legile în Parlamentul României se votează foarte greu. Noi am depus un amendament prin care cerem mărirea pedepselor pentru cei ce chinuie și abuzează și omoară animale. Am propus pedepse de la 2 la 7 ani. Proiectul a trecut de Senat, acum se află în Camera Deputaților. Chiar ieri ne-am prezentat la Comisia Juridică pentru a susține acest proiect. Din păcate, ieri s-a amânat pentru încă 2 săptămâni. După ce Comisia Juridică va vota și ne va da avizul, vom merge în plen. Crezi că se merge mai departe? Păi oricum se va merge la votul final în plen, pentru că avem Camera Deputaților, care e cameră decizională. Deci am oricum înțeles. Vom ajunge în plen. Problema, deci speranțe este... există, doar timing-ul ne... Speranțele există la noi, pentru că, din păcate, parlamentarii noștri încă nu conștientizează că pentru a ne alinia la rândul țărilor civilizate din Europa, trebuie să avem și noi o legislație asemănătoare cu ei. Adică trebuie să arătăm că pedepsim și pe cel care face rău animalului, nu numai omului. Cred că din Mercedes-urile lor, unii au văzut foarte rar cai abuzați. Cred că e cea mai tristă imagine pe care o poți vedea pe marginea drumului, un cal bătut sau un cal chinuit. Spune-mi, cum poate să ia cineva pe dănuț acasă? Pe dănuț îl puteți lua intrând pe pagina noastră de Facebook, Mișcarea Dreptate pentru Animale, și venind să ne vizitați în adăpostul din sector 3, strada Releului numărul 4. Dănuț nu e singur acolo, să știți că mai sunt și alți dănuți sau răzvănei. Nu toți sunt așa de jucăuși și de energici. E bine să vă uitați, dacă vreți să salvați o viață sau un cățel de adăpost, să vă uitați la mai mulți. Poate vreți un câine mai mare și mai liniștit. Poate vreți un prichindel. Un prichindel energic. Dar cu siguranță faceți un mare, mare bine. Împreună cu colegul meu de antrenament, Ștefan, spun asta că nu se uită la televizor, că nu mă suportă la televizor. Ieri am făcut un lucru pe care...
Fără să o zic eu, el l-a generat. Am trecut cu duba de antrenament pe lângă un câmp. Eu nu am văzut nimic, dar el a pus duba de-a latul ca să nu treacă alte mașini, pentru că doi căței atât, atât. Erau cât două sarmale mai bine făcute, fără mămica lor, nu știu de ce, încercau să traverseze strada. Cu siguranță n-ar fi rezistat nici 10 secunde, pentru că pe acolo trec camioane foarte mari. Am pierdut o jumătate de oră, zic că am pierdut-o așa, cu mintea omului de rând. Ștefan s-a dus până la cea mai apropiată benzinărie, a dus-o pe tanti de la benzinărie înapoi. A rugat-o să ia căței într-o cutie și să-i țină în benzinărie până vine cineva să ia. Tanti a fost foarte drăguță și a zis că ea stă la țară și că oricum avea nevoie de căței și am rezolvat problema. Dar o jumătate de oră din timpul tău, faptul că am pus duba de-a latul, de-a latul străzii să nu lovească camioanele căței, faptul că am alergat după găluștele alea pentru că nu stăteau locului, nu știu câți oameni au chef și timp în ziua de astăzi să se ocupe de treaba asta, dar ne puneam căștile la antrenament pe cap, jumătatea de oră a contat foarte mult la noi și ziceam, bă, dar la sfârșitul zilei avem doi căței în plus care sunt fericiți, au vieți, au suflet. Nu sunt doi căței morți, sunt doi căței vii. Asta este și mesajul nostru către oameni. Noi am pornit și o campanie Stop Indiferenței, pentru că schimbarea pleacă de la noi. Până să așteptăm de la autorități o schimbare, noi trebuie să fim schimbarea. Și atunci mesajul meu pentru cetățeanul de rând este să spună Stop Indiferenței și atunci când vede un animal în suferință, un animal lovit, să anunțe autorității, așa cum spuneam și data trecută, asociațiile de protecție animalelor, să nu-l lase acolo. Pentru că orice minut care trece, pentru acel animal poate însemna viața. Un cal poate fi salvat în primele ore dacă el este căzut. Dacă cineva ajunge să ridice în primele ore, el poate fi salvat. Cu cât stă mai mult la pământ, trântit la pământ, cu atât o să fie mai greu pentru el să fie salvat. Am înțeles. Și atunci spun stop indiferenței, tu poți fi schimbarea, tu cel care vezi un animal rănit pe stradă. Mai multe detalii găsim pe internet. Legat